eu pot să zic că îmi plăcea, adică cred că ăsta de astăzi mi-a plăcut mai mult decât cherokee. Asta a fost pe primul, știi care a fost pe primul loc? Cheesecake-ul ăla de ne-a dat pe ăla mic la Natajador cu piciorul. Bă, eu cred că atunci cheesecake-ul ăla a fost de bun pentru că el a fost foarte puțin și ne era nouă foarte poftă de el. Eu nu o să câștig Survivor și asta știu și sunt conștientă de acest lucru. E bine că ești pozitiv. Dar, însă pot să zic că un băiat de la noi o să câștige, de la noi, din echipa noastră. Bravo. Dar nu știu dacă Andrei sau Mateus. Da, e între Andrei și Marius. Ea trebuia să fie... Da, o să fie... O să fie ori Andrei, ori Marius. Bă, dar nu mă așteptam, adică chiar... Stăteam și mă gândeam acum că ai zis ca băiezi, cred că se gândește la mine sau la Starling sau la Albert, știi? Eu m-am mai gândit la o chestie, simt. Eu cred că la tine e o strategie, eu cred că ești o strategic. Te-ai mutat lângă Andrei să dormi cu el, așa? Ca să-l faci gelos pe Marius. Dar ție de fapt de Marius îți place. Așa crezi tu? Așa simt eu acum, nu știu. Păi dacă era așa, atunci... Dar nu, deci eu aici am venit pentru competiție, nu la Israel. Eu am înțeles asta, dar na, se întâmplă, ai văzut cum e în viață. Pac, apare cineva dintr-o dată, într-un loc neașteptat. Că și eu am venit aici pentru competiție și m-am îndrăgostit. De cine? De tine, când te uiți în asta de la... Nu, tot de competiție. Deci nu e așa, nu? Cum? Deci nu e așa cu faza cu Marius, că vrei să-l faci gelos. Nu vreau să fac gelos pe absolut nimeni, nu e cazul de nimic aici. Avem primul joc de imunitate. În teorie, am fi o echipă puternică. Ar trebui să câștigăm. Așa cum s-a vrut, Andreea, din păcate, nu mai este printre noi. Eu încă îi simt lipsa. Avem joc important astăzi. Imunitatea. Cum sunteți? După... Eu am o ambiție. Sunt așa de nervos de la jocul de quiz de aseară. Deci vin să rup orice. Nu mă interesează. Și la jocul, și la de quiz, și la de recompensă. Am pierdut la mustață, bă, nu se poate așa ceva. Adevărul chiar a fost o zi grea pentru noi. Fai de capul meu cine ne-a distrus. Două recompense foarte șmechere le-am pierdut. Da, mă, da. Fai cine vor nu mai pot. Îmi vine să-l iau pe dințosul de stale într-o mână și să zic, vai, nu mai pot. Sperăm să câștigăm, o să dăm tot ce avem mai bun. Echipa mea cel puțin, pentru că eu o să intru doar la al doilea joc de imunitate. Nici astăzi nu am acceptul medicului să intru din cauza spatelui. Dar sper să câștigăm, să avem și ceva recompensă ca să mâncăm, pentru că chiar ne este foame. Ana, ne-a rămas noi două, nu uita. Nu știu, m-am văzut ieri că a venit la quiz și Rox, dar nu cred că va veni astăzi cu siguranță la imunitate. Exact cum ai zis și tu, ca și strategii, nu prea avem ce să facem. Pentru că ne vom roti. Și cu siguranță dacă eu iau acum pe Cindy, de exemplu, și tu pe Maria, după aceea suntem obligate să o luăm pe Melina și pe Cindy, de exemplu. Da, important e în toată echipa
cumva să încercăm să luăm fiecare puncte și să nu fim nevoiți să intrăm de câte trei ori, că a treia oară ne cam epuizează traseul. Exact. Îmi doresc din tot sufletul, acum, poate psihic, așa cum zicea Sebastian la un moment dat sau Zani, că nu pot să plece la joc și să nu se gândească că sunt minus două puncte. Acum, acest gând negativ nu va mai putea fi. Sper să reușim să atragem toate gândurile bune, să ne focusăm pe final, să dăm fiecare dintre noi tot ceea ce avem mai bun și să reușim să câștigăm jocul de imunitate. Pentru mine, jocurile de imunitate sunt cele mai importante. Din fericire am câștigat și jocul și jocul de recompensă și chiar și jocul de minigame. Cred că sunt ei faimoși și sunt destul de demoralizați pe chestia asta pentru că noi am mâncat destul de bine. A fost o masă destul de copioasă cu acele paste și după aceea am mâncat și acel desert foarte bun. A fost cel mai frumos început de săptămână de când sunt aici. Fantastic. Să mâncăm, ne-am săturat, după aia am mâncat și desertul la minigame. Și ne ajută foarte mult pentru morală, mai ales să fim motivați pentru primul joc de imunitate. Și le-am demonstrat că se poate și fără verigile lor slabe. Mamă, i-am bătut da. Pe ei. Exact. Roxana Neme s-ar putea să întoarcă, o să ne fie mult mai ușor, dar nu trebuie să gândim așa. A, suntem deja montați, am avut discuția că de acum încolo nu se mai poate să greșim cum am făcut-o în trecut. Le-am demonstrat lui Jador, lui Moroșanu, lui Culiță că îi batem în orice formulă posibilă și sper să continuăm la fel și ca nu cumva să plece cineva dintre noi înainte să plece de la ei. Adevărat. Că bine ai zis. Da. Și să ne asigurăm cumva că dacă câștigăm ambele jocuri de imunitate suntem 100% siguri că nu... Moralul nostru momentan este mult mai ca lumea decât al lor. Mai picat ca lor, da. Ei au picat, psihic. Chiar și la minigame-ul de aseară. Și pentru faptul că n-au luat deloc mâncare și n-au câștigat nimic pentru că și erau morți de foame ca și noi, dar măcar noi am câștigat și mâncarea și de meciurile, fel. Adică moral și psihic este mult mai bine decât ei și fizic, da. Pentru că suntem mâncați, suntem bine. Dar eu chiar mă bucur că am demonstrat faptul că putem să-i batem și fără Andreea. Da, nici te lăuda, că asta este mare lucru, aici i-au căzut foarte tare. Dar am mai avut jocuri în care n-ai râd Andreea că a fost accidentată. Ei, în seara când a plecat Andreea, au zis că gata, dar acum încolo vă rupem, vă spargem, vă distrugem. Nu mai aveți nicio șansă. Jador. Primul meci al săptămânii și i-am spart noi. Și la meci și la minigame. Faimosii sunt extrem de frustrat în moment de față și întotdeauna eu am zis că trebuie să plecam să tăiam capetele de cearpe. Continuăm montat săptămâna asta e a noastră. 100%. Astăzi avem un joc foarte important de imunitate. Un joc pe care nu trebuie să-l pierdem, nu trebuie să mai pierdem niciunul, adică nu să câștigăm unul și unul poate să-l pierdem. Nu trebuie să mai pierdem niciunul pentru că nu trebuie să mai ajungem în postura aia în care trebuie să ne votăm. Ați văzut ce s-a întâmplat data trecută și nici nu vreau să mai pun vreo ipoteză de aia, să zic, în cazul în care pierdem, trebuie să nu știu ce, nu. Nici nu vreau să mai gândesc atât de negativ, să spun așa. Trebuie doar să câștigăm și să fim bine toată săptămâna. Și de acum înainte, indiferent cât va fi, știu că suntem puternici, am încredere în toți care am rămas aici. Fiecare luptă atât pentru el cât și pentru echipă. Deci, amin. Eu zic că exact cum începe o săptămână, așa se termină. L-o spun și l-o susțin. Să le demonstrăm faimoșilor că indiferent de formula în care ei sunt, noi suntem mai puternici decât ei. Asta pe traseu. Pentru că în Consiliu, dacă Doamne ferește, mai pierdem, ei sunt cumva în avantaj din punctul meu de vedere. Eu loc știu că astăzi trebuie să câștigăm și da, mă, astăzi să câștigăm. Haide să nu mai ieșim la asta, să ne luăm în brațe decât să ne... Uite cum pleacă, uite cum pleacă. Și gata, plecăm uniți de aici. Gata! Cine suntem?
Nu știu, mă, dacă vine Jador iar la joc, ar trebui să vorbim cu toții ca să avem atmosfera aia și vibe-ul ăla. Să ne lasem pace, frate, să nu mai fac atâta gură, să nu mai jignească, să nu mai facă glume din alea, pentru că mie mi-a din chef și din tot. Și nu numai mie. E cel mai important să-i spunem frumos, fără să ne certăm, că până la urmă e spre binele tuturor de aici. Se bine, am spus și frumos și degeaba. Hai să-i mai spunem, să vedem ce putem să-i facem altfel. Nu putem să-i facem nimic. Îmi doresc de tot sufletul ca la jocul ăsta de imunitate Jador să nu mai fie pe banca noastră. În prima fază, în momentul când a venit după accidentarea lui la primul joc, da, am zis, a venit ăsta cu o energie foarte bună, după care deja totul a devenit așa ca un, o pierdere de energie pentru noi, este ca un vampir energetic, ne seacă de energie de fiecare dată prin toate glumele lui proaste, prin ceea ce vorbește, cum vorbește și cum se adresează. Și nu-mi doresc să vină la, nu mai doresc să vină la niciun joc. Exagerează cam mult în ultimul timp, de când el a accidentat, când vine la jocuri, știu, ne ia nouă energia. E un bufon de clasa a 5-a. Eu îl văd ca un copil, deja nu mai bag în seamă, nu știu, mi se pare, nu amuzant, nu știu, penibil, când văd ce glume are și ce face și nu mai... Sunt imun la ceea ce face, nu-l mai bag în seamă, m-am obișnuit cu el. Seara, puteam pierdut noi jocul și eram supărați. De ce avem noi vibe-ul ăla negativ dacă am pierdut jocul? Păi, dar cum vrem să fim fericiți dacă am pierdut? Vorbim, noi suntem rupți de foame. Nu e vorba doar de pierdere. Noi suntem rupți de foame și tu vrei să fii fericiți toți. Trei plăcinte, Vere. Trei plăcinte. Oamenii nu cred că înțeleg ce înseamnă pentru noi. Dar cum poate să spună el că noi avem vibe negativ când el pierdea un punct și stricat o vibe-ul? Bravo! Când el pierdea un punct și stricat o vibe la echipă. Nu stricăm vibe-ul. Noi doar suntem în sinea noastră supărați. Normal, după meci, nu în timpul meciului. Și îl încurajăm pe celălalt cu toată speranța. Greșește, cu siguranță. Mi se pare un copilaș mic și răsfățat de 5 ani, copilul mamei, cum spunea el. Glumele toate le duce la exagerare. Într-adevăr, ar trebui să se mai tempereze un pic, dar repet, cred că de fapt asta este Jador. Și înainte de toate, eu cred că am văzut latura aia umană a lui, pe care... am descoperit-o și cu care nu am vrut să arunc cu noroi în el, pentru că nemai având pe nimeni aici și în momentul de față fiind doar Moroșanu lângă mine, cumva simt că îl pot avea aliat. Cred că fiecare, dacă are ceva de spus, ar trebui să-l taxeze atunci. Da. Și ar trebui să-i spunem atunci. Da, mă rog, hai să încheiem subiectul. Hai să mergem la joc. Ne consumă energia și când nu e aici. Asta am să zic și eu. Hai să ne focusăm pe jocul ăsta, să ne fim nervoși. În caz, eu vă zic de pe acum, să știți, în caz de vine la joc și e același om, eu nu o să mai accept și dacă se toată energia jocului, că nu accept, să nu săriți în capul meu, atât vă zic. Deja mă seacă de energie prezența lui, de obicei nu sunt un om care spune de rău sau că vreau să dau cu pietre în el, să zic așa, însă asta e realitatea. Nu-mi plac în jurul meu oamenii care nu știu să comporte cu ceilalți oameni, care vorbesc urât, care tot timpul au de spus doar despre sex, conotații sexuale și vorbește urât. Efectiv, nu respectă pe nimeni din jurul lui. Și vreau să mai spun eu ceva. Nu este grav ce zice, ce face, că nu zice nimeni. Bă, nu mai fi Jador. Dacă el este așa, să fie așa cum vrea el. De-aia am spus, bă, totul are o limită. Poți să te... poți să râgâi, poți să faci ce vrei tu. Atâta timp cât le faci în perimetrul tău și acțiunile tale nu se revarsă pe alți oameni. Adică nu mă deranjez pe mine cu ce faci, nu mă înjur pe mine, da, mă, nu te-ai de familia mea, de momentele mele, de sentimentele mele. Poți să fii Jador 100%, bă, poți să faci, să fii cât de escroc ești tu. Poți să fii cel mai scârbos, cel mai needucat, cel mai mitocan, dar nu ești cu mine, Vere. Hai la război, ne vom. Câștigăm. Ne gândeam la plăcintele, la băga mea și de plăcinte. Care este primul joc al săptămânii într-o formulă întărită, să spunem așa, pentru că Andrei Antonescu a plecat acasă. Și putem să spunem că plecăm cam cu 3-0 pentru noi, de data asta nu mai cu 3-0 pentru ei.
spunem bun găsit de la o nouă zi de Survivor. Este prima imunitate a săptămânii, prima din cele două și concurenții noștri sunt în spiritul Survivor pentru că o nouă zi înseamnă noi provocări, cu o nouă energie și cu noi motivații. Niciunii dintre ei nu vor să piardă imunitatea și cu siguranță să aibă un consiliu care nu este altfel decât liniștit. Bună ziua, faimoșilor! Bun găsit, războinicilor! Prima imunitate a săptămânii și vreau să încep discuțiile cu voi, faimoșilor. Elena! Bună ziua! Pregătită? Cum ai dormit? Pregătită. A fost noaptea scurtă, ca să zic așa. Un pic agitată, dar determinată să câștig. Este foarte important să câștigăm, pentru mine, de fapt, sunt foarte importante jocurile de imunitate. Cu siguranță vom lupta până la capăt și sunt încrezătoare că vom câștiga nu unul și ambele jocuri de imunitate. Doamne ajută! Mulțumesc, Elena! Mulțumesc și eu! Cosmin! Salut, împărtășești încrederea și hotărârea Elenei? Da, exact așa cum spune Elena și eu îmi doresc să câștigăm ambele jocuri de imunitate. Suntem foarte ok, suntem plini de energie, cu toate că am pierdut ultimele două jocuri. Dar ne dorim să câștigăm foarte mult, cel puțin eu îmi doresc și știu că o să dau totul pe traseu. Și cum a spus și eu, și când nu sunt pregătit, sunt pregătit. Așa că să înceapă jocul. Bun, să înceapă jocul. Mulțumesc, Cosmin, spirit foarte bun. Cătălin Moroșanu, tu cum ești? Din punctul tău de vedere, prima imunitate, cât de pregătit ești pentru ea? Sunt foarte pregătit, am fost puțin supărat pe jocul de aseară și pentru ambele jocuri. Și am avut așa o stare de supărare că n-am mâncat, dar eu zic că animalul de pradă vânează cel mai bine cu stomacul gol. Așa că războinicii vor fi prada de astăzi, a faimoșilor. Bun. Bun, Cătălin, e o promisiune pe care știu că împreună și faimoșii și războinicii vi le respectați atunci când le faceți. Da. Mulțumesc, Cătălin. Războinicilor, folosesc pasa dată de Cătălin Moroșanu. Maria, începem cu tine. Bun găsit. Cum ai dormit? Vreau să spun că am dormit foarte bine și cred că toți am făcut asta. Am dormit atât de bine când nu ne venea să ne trezim. Până acum așteptam mereu să facă dimineața și toți câteam capul din pătrui, zic, bă, nu s-a mai făcut lumină, nu s-a mai făcut lumină. Ei, acum toată lumea a dormit pe la ora 8 aproape. Ca și stare de spirit, suntem foarte bine, suntem motivați să câștigăm, pentru că vrem să avem o săptămână perfectă, ne dorim foarte mult asta, ne dorim să nu mai plece nimeni de la noi, pentru că în două săptămâni au plecat oameni de la noi și doar în ultima săptămână a plecat un om de la ei. Simțim că noi s-am rămas cei mai buni de până acum și nimeni de la noi nu mai vrea să plece și se simte motivată să ajungă cât mai departe în jocul ăsta. Așa că toți pentru unul și unul pentru toți, așa cum spune Marius. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc. Stalin? Bun găsit și ție. Cum te simți? Super bine, domnul Dan. Bună ziua. Azi suntem cu un vibe super, foarte, extrem de mega bun. Am dormit foarte bine. Am dormit cu stomacul plin. Toată lumea am făcut un singur somn. De obicei ne trezim dezvelat. Acum un singur somn. Asta contează foarte mult. Foarte mult pentru un nou joc, pentru că suntem odihnit. Și cu cheful să câștigăm. Și așa cum a început săptămâna, așa trebuie să terminăm. Mulțumesc, Stalin. Andrei, vreau să vorbesc și cu tine. Înainte de prima imunitate a săptămânii, cum ești, cât de motivat ești? Bună ziua, domnul Dan. Suntem foarte motivați, cu moralul sus. Ne bucurăm că am început săptămâna cu două victorii. Asta ne-am propus. Și sperăm și avem încredere în noi că vom continua la fel toată săptămâna de acum înainte. Este foarte important pentru noi să nu pierdem jocurile de imunitate, pentru că nu vrem să ne rărim mai mult de atât. Cum a zis Maria, am rămas și mai bun și vrem să rămânem la fel cât se poate de mult. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc războinicilor. Iată, în ambele echipe, o stare de spirit la cote înalte, pe măsura jocului pentru imunitate, primul joc pentru imunitate al săptămânii. Miza cea mai importantă, totemul de imunitate pe care îl avem aici, pe care fiecare dintre voi, unii dintre voi îl știu, l-ați adus echipelor voastre, însă, astăzi, mai avem o miză. Și o miză pe care voi ați văzut-o că e aici și sunt convins că v-ați întrebat, cum mă întreb și eu, ce este aici, dar poate că totuși eu am un răspuns. Trebuie să am un răspuns, nu? Trebuie să am un răspuns pentru faimoși, pentru războinici.
Am nevoie de o numărătoare și de mâna lui Sebastian care să lucreze împreună cu mine. Hai, în tandem. Sebastiane. Intrăm pe traseu împreună. Noi tragem ca lumea. Sebastian, vreau să mai ajut cu numărătoarea. Hai! Și... 3, 2, 1... Și... legume! Aveți 2 kg de cartofi, 2 kg de mălai, 1 kg de ceapă, 1 kg de morcovi, 1 kg de ardei gras, 1 kg de ardei capia, 1 kg de roșii și jumătate de litru de ulei, dar și 1 kg de praz. Bine, bine, bine! Deci merge de ciorbă, nu, de câteva. Sebastian, cum e Sebastian, că m-ai ajutat acum, ce să vă? Domnul Dan, astăzi, înainte să venim spre joc, când am plecat din camp, am spus colegilor mei că mi-ar plăcea să fie niște cartofi la recompensă. Mă bucur că-i văd, îmi plac foarte mult cartofii, mă bucur de tot acest coș de legume. Ne mulțumește doar dacă îl câștigăm, că dacă nu îl câștigăm, înnebunim. Asta e o mâncare pe, să zicem, proporționată pe o săptămână și, sincer, am să dau totul pentru coșul ăsta, nu pentru totem. Nu mă interesează totemul, mă interesează acest coș. Dacă o să plec acasă, măcar să plec cu burta plină, că asta îmi lipsește cel mai mult în momentul de față. Sunt nemâncat, iar de la ultimul brunch n-am prea mai mâncat și... o să dau totul pentru tine, coșule. I love you. Mulțumesc, Sebastian. Coșul abundenței. Albert. În ultimele zile chiar i-am zăpăcit pe colegii mei cu ardei gras, ardei gras, cartofi. Chiar puteți să-l întrebați și pe Stalin, că mi-a zis, băi, tu chiar ai vorbit numai de ardei gras. Uitați că am vorbit și ia uitați ce am acolo, domnule. Deci asta mai mult de atât, dar nici nu știu ce pot să cer. Acum mă gândesc doar în capul meu de când am văzut coșul ce pot să fac mai repede cu cartofii, cu ceapa, cum să le combin, că mie îmi plac așa combinate, da. Și cu morcovi, aia și ardei capia, și ardei gras, și morcovi, și o ceapă. O nebunie, domnul Dan. Mulțumesc, Albert. Mulțumesc și mulțumesc faimoșilor. Ei bine, echipa câștigătoare primește acest coș al abundenței legume. Echipa pierzătoare însă jumătate din această cantitate. Dragilor, războinicilor, pentru a câștiga prima imunitate a săptămânii, totemul de imunitate, dar și coșul cu legume, intrați pe următorul traseu exclusiv la sol. Îi așteaptă o punte suspendată doar în partea superioară, pe o lungime de 7,5 metri, o punte care se comportă asemeni unei plăci de surf. E foarte important cum pășesc acolo concurenții pentru a depăși această parte a traseului. Îi așteaptă apoi un tobogan pe care alunecă sau aleargă, cum o fac unii din concurenți, intră în bazin. Acolo, în bazin, se pot deplasa cu ajutorul a două frânghii amplasate de o parte și de alta a traseului fiecăruia dintre concurenți. La ieșirea din bazin trec printr-un panou mobil. Îi așteaptă apoi o succesiune de 5 tabureți deasupra cărora sunt amplasate un număr de frânghii. Dacă unul dintre concurenți cade, trebuie să reia porțiunea cu tabureții de la început. Urmează apoi un tunel transparent și ajung la proba de îndemânare, proba de final. Pentru a face proba de îndemânare, concurenții trebuie să manevreze o bilă pe o masă șerpuită cu o lățime de circa o palmă și jumătate. Bila se amplasează într-o cutie în partea dreaptă a mesei. Primul concurent care reușește să deplaseze bila fără ca aceasta să cadă la sol și să o depoziteze într-o cutie aflată în dreapta acestei mese șerpuite este concurentul care aduce punctul echipei sale. Echipa care acumulează prima 10 puncte este echipa care câștigă prima imunitate a săptămânii și premiul suplimentar. Astăzi veți juca 4 băieți și 2 fete. De la faimoși nu a primit acceptul medicului Culiță. De asemenea, Jador și Roxana Nemeș sunt încă sub tratament medical. Aveți un minut să vă faceți strategia de joc. Eu zic să faceți o strategie. Trebuie să joace de două ori. Și eu iau cu Maria. Te duci cu Sorina? Da, mai simplu. De ce mă bași tot timpul? Păi ne-a zis el că nu vrei să mă joci cu Stalin. Băi, ești culmea, bă, că stă pe Stalin. El mi-a zis că nu mai vrei să joci cu Stalin. Acum,
Deci da, bun, joci cu Starlin, e ok. Păi eu de-aia am zis, Sorin, că el o să nu mai joacă. Lasă-mă că e competitiv, om, adică vrea să joacă. Da, mergi cu Starlin, ești în primul să le pe Starlin. Ia unul din ei pe Sorin, că neapărat trebuie să joace. Luați-l voi primat pe Sorin. Și eu doar să joace și dacă pot. Hai să-l iau eu. Îl iau pe Sorin primul. Știi care e strategia noastră? De fiecare dată când alegem și aleg, uitați-vă la cei care rămân pe margine să vedem pe cine lăsăm pe margine. Da, bravo, da. Niciodată să nu ne mai grăbim. Uitați-vă și întrebăm unul pe Andrei. Astăzi ar trebui să lăsăm pe margine pe Andrei. Este cu un volan și este șerpuit și sigur este o bilă pe care trebuie să o pun până la final să ajungă la... Bila sau saculeți, care vrei? Deci trebuie să mănânce la finalul ăsta. Și zic la fel, da. Adică... Dar faceți-vă voi băieți strategia. Da, la noi e la noi încă, oricum ne rotim. Chiar mai nici n-avem pe unde să știm. Da, nici la noi nu este cine. Nu mai e... La fete cred că n-are nicio relevanță, că oricum trebuie să jucăm. Da. Am zis Cindy și Maria asta dacă nu suntem alese între timp. Adică alegeți după ce aleg băieții, nu? Da, da. Hai o forță. Hai și... Forța informatice! Forța farmacii! Eu sunt cu tine cu Sevi și tu ești cu mă. Și vedem cum aleg ei ca să știm. Deci, e clar, în momentul în care Moro pierde, cu mine, mai degrabă cu oricine, omul. Și dacă Moro pierde, s-a terminat tot acolo. V-ați făcut strategiile de luptă? Războinicii aleg primii. Moro. Starlin de la Războinici alege Cătălin Moroșanu de la Faimoși într-un stil Michael Jackson. Este rândul Faimoșilor. Sorin. Cosmin de la Faimoși alege Sorin de la Războinici, rândul Războinicilor. Zan. Andrei de la Războinici alege Zani de la Faimoși. E rândul Faimoșilor. Prezatul ăla mic de Albert. Sebastian de la Faimoși alege Albert de la Războinici. Rândul Războinicilor, rândul fetelor. Elena. Melina de la Războinici alege Elena de la Faimoși. Ana de la Faimoși. Cindy. Alege Cindy de la Războinici. Știm care sunt perechile de luptă, știm care este miza crucială de astăzi, totemul de imunitate, dar și premiul suplimentar, de asemenea, o miză extrem de motivatoare, atât pentru faimoși, cât și pentru războinici, să înceapă primul joc pentru imunitate al săptămânii la Survivor! Primul duel al primului joc pentru imunitate al săptămânii la Survivor se dă între Sebastian de la Faimoși și Albert de la Războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu băieții în alergare acolo și Sebastian și Albert în forță au depășit acolo. Primul obstacol era o punte suspendată doar în partea superioară, care se comportă ca o placă de surf, însă băieții au zburat deasupra ei. Și Sebastian și Albert, ce energie au amândoi în bazin, acum iese primul Sebastian. Aleargă acolo și trece prin panou. Trebuie să treacă prin panou și Sebastian nu a apucat să o facă. E un panou mobil acolo și ajunge în urma lui Albert de această dată. Sunt acolo 5 tabureți pe care pășesc băieții, se echilibrează acolo, au și sfori de care se pot ține. Au ajuns la proba de final acolo ambii băieți și au o masă șerpuită acolo și trebuie să poarte o bilă. A căzut bila la Albert, ea trebuie foarte atent purtată pe această poartă. A căzut și la Sebastian. Este o bilă roșie la Sebastian, albastră la Albert. O mingiuță care trebuie dusă până într-o cutie. Cade din nou la Sebastian. Mare concentrare este acum pentru că băieții sunt ieșiți din apă. Coordonarea acolo și cu îndemânarea merge mai bine. Bila acolo la Albert, se apropie de cutie. A căzut la Sebastian. Foarte aproape este Albert, care reușește să o introducă primul în cutie. A căzut. Albert aduce punct pentru Războinici, 1-0 pentru aceștia. Albert deschide scorul jocului de astăzi. Ați-vă bine. Eu m-am dus. Pum? Uite așa faci. Da. Și fii atent, uite așa te deduci de nu știu să crezi. Ești ca nu... În mintea mea a fost că o sar câte una. O sară da, câte două, nicio șansă. Cred că și asta va dezechilibra puțin. Da. Stați sau mare trei? La una, la una. La una. La una, de la două la trei. E foarte mare distanță. Am văzut și da. Da, pentru tine, pentru mine, pentru Andrei, e ok. Nu vă grăbiți acolo.
Pentru că am avut tendința în prima să mă grăbesc, după aia a fost, dar am lăsat-o ușor. E destul de greu aici. A, te-am văzut, da, nu e așa cum ai zis. Ți-a zis că se mișcă rea tar rău de tot. Da, acum te țineai mâini, nu poți să stai. Da, mă, dar am greșit acolo când m-am întors. Pusesem bine până acolo pe traseu. Bine, pe lui, oricum, că i-a căzut și lui bine. Da, da, uite că aici nu-i chiar. Nu-i ușor, stau. Nu-i ușor. Ce-i de spus aici? Ce-i? Nu știu, că la un moment dat, știi ce se întâmplă? Tu când ții aici, când suntem noi mici, trebuie să ridici mai sus ca să... Să cadă bila. Să cadă bila și atunci... Ți-e greu să mai controlezi. Ți-e greu să mai controlezi. Automat, după ce face puțin, cred, trebuie să-mi lași. Ia-mi și-mi lasă. Da, da, să o cred. Eu n-am făcut asta. Dar acum gândesc ce-am greșit. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici. Sau aici?